În cursul acestei zile, când echipele secției canal s-au aflat la acțiunea de verificare a sistemului de canalizare de pe Bulevardul Mamaia, aproape de intersecția cu strada Turda, au descoperit la nivelul sistemului mai multe obiecte aruncate de către constanțeni. Au fost găsite câteva cauciucuri uzate, resturi menajere, dar și componente din cadrul unor materiale de construcții, cărămizi, diversi saci de plastic și rafie. Facem încă o dată un apel către toți constanțenii care trebuie să înțeleagă faptul că sistemul de canalizare nu reprezintă un coș de gunoi. Toate aceste resturi și obiecte care nu mai pot fi utilizate, care sunt aruncate în acest sistem, duc la obstrucționarea și, evident, nefuncționarea sistemelor în cazul ploilor, ceea ce poate duce la inundarea proprietăților din zonele respective. Atâta timp cât vremea permite, dar și după fiecare ploaie torențială, echipele companiei Raja igienizează principalele sisteme de canalizare din oraș. Sunt vizate în principal canalizările de pe marile bulevarde, acolo unde se adună obiectele de mari dimensiuni aruncate de constanțeni. Dacă angajații societății nu ar face acest lucru, toate conductele de colectare a resturilor menajere s-ar bloca în scurt timp.